Bună dimineața, domnule Oreanu, cu ce ocazie la primărie? Bună dimineața, uite, așa cum stă bine oamenilor gospodari să înceapă treaba de luni și la început de săptămână, mergem la biroul electoral de circumscripție să depunem dosarele, candidaturile noastre și vreau să mulțumesc celor 8.000 de romașcani care au semnat pentru susținerea noastră. Mergem de luni dimineață cu Doamne ajută, cu o echipă frumoasă, profesionistă și competentă pentru municipiul Roman. Doamne ajută să avem cu toții o zi bună! Mult succes! Iată și biroul electoral de circumscripție numărul 2 Roman. Dragilor, aici este locația noastră, ia să vedem. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salutăm! Vă salutăm! O zi să stăpă bună frână să aveți! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce face Nică? Bună dimineața! Vă salut un nou avocat! Să rămână, bună dimineața! Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Acum, 1 și dosarul 2, care spuse așa, care rămân la dumneavoastră. Pentru funcția de primar separat? Da, pentru funcția de primar separat. Ăsta e dosarul 1 cu dosarul 2. Ok, și două copii. Și două copii. Nu. Original și copii. Deci cred că sunt copii cu lor, nu? Da. Doar... Da. Ia, da, să vedem după conținut. Acum nu știu dacă că trebuiau două copii, două copii și două originale. Dar și două originale, dar una dintre copii oricum vă rămânea dumneavoastră. Era pentru dumneavoastră. Da, una dintre ele vă trebuie obligatoriu ca să depună la judecătorie. Da. Dar eu cred că sunt toate originale, așa că e mai bine. Astea sunt pentru dumneavoastră două originale. Nu știu dacă e bine două originale, dar vreau să mă asigur. O părere a altor colegi. Mie mi se pare că este... că e scanat. Color. Face o comparație cu celor. Semnăturile. Este exemplarul dumneavoastră. Aici sunt originalele. Unde sunt originalele? Acolo. Ne puneți dumneavoastră acolo? În 1, 2. Și atunci era 3-4, dacă mi-e dați mă. Era mulțumesc. Mergem mai departe cu Consiliul Local. Aici. Astea sunt. 1 și 2. 1 și 2, 4. Și 3. Și 3 și 4. 3 și 4. 3 și 4. Lăsați-l acolo momentan. Bună dimineața! Așa cum stă bine unei echipe bine pregătită, cu chef de muncă și implicată, e luni dimineață, e început de săptămână, suntem prezenți în primăria municipiului Roman, unde deja am fost la biroul electoral de circumscripție pentru a depune candidaturile și, evident, semnăturile de susținere acestor candidaturi. Avem aproape 7.000 de semnături ale romașcanilor care susțin această echipă și, sigur, avem încă circa 5.000 de semnături de simpatizanți. Mulțumim tuturor romașcanilor care ne-au fost alături, toți cei cu care ne-am întâlnit la corturi, în piață, în parc, pe stradă, la sediul Partidului Național Liberal, colegilor care au desfășurat această activitate în teren, mulțumiri tuturor, dar foarte important pentru noi este acest val de simpatie, acest număr foarte mare de semnături care arată că candidatura mea la primăria municipiului Roman, candidaturile colegilor mei pe care îi vedeți pentru Consiliul Local, oameni cu bună pregătire profesională, oameni cu probitate morală, oameni care și-au demonstrat în activitatea, în profesia lor, competența, sunt susținuți, suntem susținuți de romașcani. Mulțumim tuturor și îl voi invita și pe domnul senator să spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Vă spun bună ziua și eu. Bine ați venit la
acest briefing de presă. Vă spun doar că Laurențiu Dan Leoreanu a fost cel mai bun primar pentru Roman după 1990 și va fi cel mai bun primar 100% după alegerile din 9 iunie pentru Roman. De asemenea, tot azi lansăm candidatura a domnului George Lazăr pentru președinția Consiliului Județean Neamț. Domnul George Lazăr are experiență administrativă vastă, de la consilier municipal la municipiul Roman, viceprimar un mandat, două mandate de prefect al județului Neamț, ocazie cu care în al doilea mandat a făcut un lucru excepțional, spun eu, pentru județul Neamț, a reușit să aducă înapoi acasă la noi, la Neamț, cheile Bicazului și actualmente ministru secretar de stat în Guvernul României, așadar îmbină experiența administrației publice locale, experiența administrației publice regionale și experiența administrației publice centrale. De aceea vă spun că 100% și George Lazăr va fi președintele Consiliului Județean Neamț după data de 9 iunie. Avem așadar cei mai buni candidați pe care un partid îi poate da, cei mai pregătiți și cele mai bune echipe, uitați-vă în spate, oameni profesioniști, oameni cu un înalt nivel de cunoștințe. Vă mulțumesc. Domnul primar, Leonard Achiriloae. Bună dimineața și vedem cu toții în acest moment prezentarea unei echipe competente, unei echipe care a demonstrat și unei echipe care garantează pentru dezvoltarea Romanului și pentru dezvoltarea județului Neamț. De aceea suntem în fața dumneavoastră cu fruntea sus, cu inima deschisă și suntem pregătiți să facem mai departe treabă, să construim pentru Roman, să construim pentru Neamț. Succes echipei PNL! Domnule președinte, George Lazăr. Mulțumesc! Bună dimineața, vă spun și eu, e un moment, spun eu, istoric pentru Roman. Faptul că noi, liberalii, dăm cea mai bună echipă pentru municipiul Roman, mă refer la echipa de consiliu local, dar și cea mai bună echipă pentru primăria municipiului Roman și pentru județul Neamț. Cred că n-a existat niciodată, din 90 încoace, o echipă atât de performantă, o echipă atât de bună, cu doamna Laurențiu Leoreanu, candidatul nostru la primăria municipiului Roman și cu mine, candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean Neamț. Acest tandem, această echipă, Laurențiu Leoreanu, George Lazăr, va aduce lucruri foarte bune pentru dezvoltarea municipiului Roman. Vom lucra împreună, vom munci în echipă și vom realiza lucruri și proiecte pentru municipiul Roman. E foarte important ca Romanul să fie acasă în județul Neamț, pentru că, din păcate, în ultimii 8 ani de zile, 10 ani de zile, municipiul Roman a fost abandonat de către Conducerea Consiliului Județean Neamț și a fost tratat ca un municipiu, ca un oraș, dacă vreți, de mâna a doua. Noi romașcanii nu suntem oameni de mâna a doua, noi romașcanii suntem oameni harnici, oameni gospodari, oameni cu virtute și trebuie să fim respectați. Și de asta, la acest moment, cred că avem cea mai bună echipă de candidați pentru primăria municipiului Roman. Sunt convins 100% că vom câștiga alegerile atât la Roman cât și la județul Neamț, iar Laurențiu Leoreanu va face o figură nu bună, ci extrem de bună pentru administrația publică locală și pentru romașcani. De altfel, ați văzut că avem proiecte ambițioase, proiecte foarte bune pentru municipiul Roman, iar problemele cu care se confruntă azi Romanul sunt probleme pe care le-am preluat din mers și sunt probleme pe care, la care muncim, lucrăm pentru a le rezolva. Succes echipei dumneavoastră, domnule deputat, succes în noul mandat de primar al municipiului Roman. Vă mulțumesc frumos. Am să vă prezint rapid și echipa de consilieri pe care o aveți aici în față. Lista o deschid eu, Laurențiu Leoreanu. N-are sens să mai dau detalii despre mine. Multă lume știe foarte multe detalii pe care nu le știu nici eu uneori. Pe locul 2 este domnul Leonard Achiriloae, primarul municipiului Roman, 53 de ani, 2 copii, economist, absolvent și-a facultății de farmacie, în prezent primarul municipiului Roman. Doamna Păiuș Dana Lăcrămioara, 43 de ani, un copil, profesor de limba franceză, fost director de colegiu, actualmente inspector școlar general adjunct. Domnul Tănase Adrian Alin, 48 de ani, un copil, facultatea de drept, notar public. Doamna Ichimaș Daniela, 55 de ani,
un copil, asistent medical, lucrat la Spitalul Municipal de Urgență Roman, domnul Meriuță Ciprian, 38 de ani, 3 copii, medic stomatolog, este și om de afaceri, antreprenor al firmei Dentexpert, doamna Iorga Ioana Roxana, 48 de ani, 2 copii, profesor de biologie, director al Colegiului Național Roman Vodă în prezent, de asemenea a fost consilier municipal, viceprimar al municipiului Roman și primar interimar, domnul Ghica Constantin, 64 de ani, un copil, inginer, este director al firmei Systems Management din Roman, a lucrat foarte mulți ani în întreprinderea de țevi Roman, pe care o cunoaște, unde are foarte mulți prieteni și colegi. Doamna Ungureanu Mihaela Mioara, 57 de ani, un copil, economist, expert contabil, are propria firmă, deci om de afaceri, și gestionează, din punct de vedere expertului contabil, peste 120 de firme din municipiul Roman. Domnul Ciobanu Mihai Ciprian, 37 de ani, 2 copii, este inginer, director al firmei Somaco Prefabricate Roman, doamna Alexa Liliana, 42 de ani, 2 copii, medic primar de medicină de familie, este coordonatorul centrului de permanență Dragoș Vodă Roman și a coordonat centrul de vaccinare din municipiul Roman. Domnul Vieriu Mădălin Ionuț, 36 de ani, 2 copii, inginer construcții hidrotehnice, este și atestat în domeniul proiectării sistemelor de apă și canal. Iată un om tânăr, dar care deja are competențe importante. În momentul de față este directorul de producție a SC Termoplast din Roma. Doamna Chelmuș Elena, 56 de ani, 2 copii, psiholog, desfășoară activitate de asistență psihopedagogică atât la liceu cu program sportiv Roman, dar este și întreprinzător, are și propriul cabinet individual de psihologie. Domnul Coteanu Mihai Bogdan, 47 de ani, 2 copii, inginer, consilier tehnic Service Auto Moldova din Roman. Doamna Ivănescu Elena Daniela, 38 de ani, 3 copii, inginer, managerul departamentului din Carrefour România, din municipiul Roman. Domnul Crețu Alexandru Ștefan, 40 de ani, un copil, inginer silvic, la Ocolul Silvic din Roman. Doamna Popa Liliana Irina, 48 de ani, un copil, asistent medical, asistentul șef al secției de pneumologie din Spitalul Municipal de Urgență Roman, domnul Onel Alexandru, 72 de ani, un copil, profesor de matematică, fostul director al Liceului Tehnologic Vasile Sav, doamna Imbrea Elena, 57 de ani, 2 copii, agent de turism, în prezent pensionar, domnul Răileanu Eugen, 46 de ani, 2 copii, inginer, om de afaceri, administrator de societate, domnul Ursuleasa Florin, 42 de ani, profesor de matematică la Liceul Tehnologic Vasile Sav și la Colegiul Tehnic Miron Costin, domnul Mărtici Gheorghe Ovidiu, 46 de ani, 2 copii, profesor, antreprenor, deci oameni, om de afaceri, Bolea Adrian, 47 de ani, are 3 copii, profesor de educație fizică și sport, profesor la școala Vasile Alexandrii din Roman, domnul Nicolae Jean Leonard, 56 de ani, inginer, este inginer șef la Centrum Trans Roman, domnul Ursache Marian Cătălin, 33 de ani, un copil, este manager la firma Agronord din municipiul Roman, domnișoara Costache Florina Mădălina, 28 de ani, este economist, masterant, domnul Mircea Radu Constantin, 38 de ani, 2 copii, economist la secția L3 Roman CFR. Iată așadar, avem membrii echipei cu profesii din cele mai diverse, de la profesor, economist, medic, asistent, inginer, expert, proiectant,
oameni cu background profesional, care au dovedit în familie, care au dovedit în profesie și în comunitate, și în urma acestor rezultate pe care le au, se află pe această listă. Cred și sunt convins că Partidul Național Liberal vine cu cea mai frumoasă, cea mai puternică și cea mai competentă echipă pentru Consiliul Municipal din Roman, pentru că având în mandatul viitor peste jumătate din consilierii locali, sigur că a trebuit să decernem cu înțelepciune, dar și cu foarte multă responsabilitate, să alegem pe cei mai buni, care să aibă un cuvânt de spus, dar acel cuvânt de spus să-l aibă în baza, așa cum am spus, a unei experiențe deja dovedită. Ați văzut că avem foarte mulți copii, părinți aici în spate, care au trei copii deja. Deci asigură și creșterea demografică a municipiului Roman, e pe plus, îi felicit. Celor care au doi de asemenea, cei care au mai puțin, probabil o să primească o însărcinare pe linie de partid, să se ridice la nivelul celorlalți, facem și un spirit de glumă. Copiii sunt bucuria familiei, cea mai frumoasă investiție, și felice pe toți. Sunt oameni la care țin, la fiecare în parte, în mod personal, și deopotrivă respect întreaga echipa Partidului Național Liberal, și alături de domnul președinte George Lazăr, viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț, venim în fața dumneavoastră cu decență, cu demnitate și cu responsabilitate, asigurându-vă că vom face cele mai frumoase și mai mari proiecte pentru municipiul Roman, în parteneriat Consiliul Județean cu municipiul Roman, dar nu vom înceta nicio clipă să atragem fonduri europene, fonduri guvernamentale, ca Romanul să fie ce a fost și mai mult decât atât. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani, și această zi în care începem demersul către un nou mandat de primar și de Consiliul Local pentru dezvoltarea și modernizarea municipiului Roman. Doamne ajută, vă mulțumesc!